Anyways, astăzi ne vom juca Hello Kitty Cafe, un joc pe care eu l-am jucat destul de mult și imediat o să intrăm și o să vă arăt exact cum arată cafeneaua mea. So, în momentul ăsta întoarcem frumos cămăruța și așa arată cafeneaua mea. So, avem în primul și în primul rând cafeneaua la terasă pe care am făcut-o exact așa. Normal era mult mai largă, doar că am mărit cafeneaua și trebuie să mai facem aici un design. Am angajat oamenii, nici măcar nu mai știu cum se mai joacă jocul ăsta, care iau pe direct clienții și duc la măsuțe. Deci asta este terasa, da? Aici este Hello Kitty Cafe a la Zumi, doar că la terasă. Bun. Și acum intrăm în restaurantul, în cafeneaua principală, care este de asemenea și restaurant. Și el arată în felul următor. Avem aici Mario netele noastre, care au editat mai cosplay-ul, bam bam, și care lucrează pentru noi. Uite, avem și pe Hello Kitty, normal. Avem aici accesorii, avem ornamente, așa, multe măsuțe, pentru că la un moment dat am avut o perioadă în care erau o mulțime, dar gen o mulțime de clienți. Așa, aici în cazul în care vrei să te relaxezi și să faci și niște poze. Aici de la pièce de résidence, în care faci la fel foarte multe poze, pentru că why not? Normal că trebuie să existe și un loc pentru plante, pentru că noi suntem fan plante. Eu iubesc plantele, dar în același timp nu am timp să le îngrijesc și îmi pare foarte rău. Adică eu în momentul de față n-am nicio plantă în cameră. Dar dacă aș ști că aș avea timp să îmi îngrijesc plantele, aș avea foarte multe plante. Aici este restaurantul, adică nu e restaurant, aici este bucătăria. Unde fac avem? Avem odată prăjiturile, avem odată cafeluțele, ciocolata, avem aici la un moment dat și plăcințelele și tortulețele și croasantele și înghețată. Avem înghețată de banane, înghețată de vanilie, înghețată de căpșuni. Avem aici prăjitură de căpșuni, avem aici până și brioșă cu vanilie și cu tot felul de arome de căpșunele. Avem aici tiramisu și momentan aici în spate încă nu s-a făcut absolut nimica, dar avem totuși o bărcuță. Actually, bărcuța asta nu era înainte. Pot să folosesc? Gen, mă duci undeva? Nu, nu mă duci nicăieri. Credeam că mă duci undeva. Și așa că idei, cam așa arată cafeneaua mea. Adică ultima oară de când am intrat, cam așa era situația. Hai să vă zic o chestie foarte importantă. Cafeneaua asta este cafeneaua mea de vis. Adică nu neapărat o cafenea în stil Hello Kitty, dar eu așa mă văd, adică eu în planul meu de viață vreau la un moment dat să deschid o cafenea la mine în Iași. Începem cu începutul. Vreau să deschid o cafenea, dar în primul și în primul rând, ca să deschid o cafenea, am nevoie de experiență. Pentru că dacă eu, spre exemplu, deschid o cafenea, iar eu nu știu cum să vorbesc sau nu știu cum să gestionez clienții, pentru că nu am fost niciodată, nu clienți, muncitorii, dacă nu știu să gestionez angajații, pentru că n-am fost nici eu la rândul meu angajat în acest domeniu, o să fie foarte dificil și există, spre exemplu, riscul să dau faliment. Și pe lângă chestia asta, nu aș strica până la urmă să mă angajez pentru câteva luni într-o cafenea să văd pur și simplu experiența. Dar mai durează până atunci. Mă gândeam, spre exemplu, vara asta v-am spus că voiam să mă duc la Bubble Team, doar că n-am avut cum. Nu mi-au răspuns, poate vara viitoare sau vedem noi. Și voi forma o experiență și cu această experiență, pe viitor, peste câțiva ani, o să strâng niște bănuți după alte investiții, cum ar fi casă și mașină. Și în momentul în care o să-mi fac investițiile de bază, atunci o să-mi fac investițiile de, așa, de vise. Și unul din visele mele este de a crea o cafenea în Iași, care să fie destul de colorată și de friendly pentru toate persoanele. Adică să fie și pentru băieți și pentru fete. Chiar nu știu dacă o să fac cafeneaua roz, chiar nu știu, o să vedem. Oricum, ăsta este un vis. Dar la mine, în sufletul meu, mereu mi-am spus că visele se pot îndeplini dacă muncești mult pentru ele. Adică, în general, mi-au spus oamenii că visez cam mult și la un moment dat, după câțiva ani, zic că, bă, bravo, știam că poți. Gen, bro, na, vezi că nu mi-ai zis asta prima oară, știi? Dar așa, ca idee, visele se pot îndeplini dacă muncești pentru ele și o să vină și momentul în care o să facem cea în stilul ăsta, ca cafeneaua Hello Kitty, dar că o să se numească cafeneaua Zumi, cea în stilul ăsta. Nu știu, vedem, o să vedem oricum, fiecare
fiecare lucru apare în viață cu un, cu un scop. So, momentan nu mai țin minte exact ce trebuia să fac, dar avem aici niște produse. Și cu produsele astea, noi trebuie să le cumpărăm. Și când ne vom cumpăra, vom decora cafeneaua noastră sau pe terasa noastră. Și pe lângă chestia asta, am uitat să vă spun că mai avem și o dubiță. Avem o dubiță cu ice cream și cu gogoșele. Da, asta e dubița noastră. Servim la dubiță. Avem destul de multe ornamente, deci nu mai trebuie. Plus că eu am cam luat cam toate ornamentele, gen toate sunt pe sold out. Hai să vedem ce mai putem face. Văd că putem să ne luăm pink flor. Așa că hai să ne luăm o dată niște parchet sau gresie 53 și luăm pe alb și pe roz. Și o să trebuiască să ne decorăm parchetul pentru că vreau să fie cât mai fancy. Ia, știu că mai era ceva pe aici. De putem să luăm skate, chat. Avem skate, ca în viața reală. Poate o să-mi iau și un skate. După ce le rup pe primul, pe al doilea o să-mi iau un skate roz. Și acum hai să înceapă editarea, chat. Ia să vedem. Cum editam, că nu mai țin minte. Uite aici. Mamă, voi uitați-vă, vă rog frumos, că trebuie să... Doamne, chat, voi vă dați seama cât de multă muncă este? Punem o dată alb. Mamă, voi vă dați seama că trebuie să stau pentru parchetul ăsta? Voi vă dați seama cât trebuie să stau, chat. Fai de capul meu, credeam că trebuie doar să dau click și să dau ei seama. Doamne, din ce m-am băgat, chat, mă iau deja transpirațiile și mai tare acum. Rău de tot mă iau acum transpirațiile. Mamă, și dau așa continuu. Mă ia cu greață, chat, nu pot să accept așa ceva. Păi eu deja transpir pentru bucata asta și eu mai am de aici până acolo. No, facem o bucățică cu alb și cu roz, că nu pot, prea mult, it's too much for me. O să stăm și o să facem videoclipul ăsta 3 ore dacă o luăm așa. Ia, cred că ajunge. Punem și aici, și aici, și aici, și gata. Bine, și aici, bine, și aici. Nu, gata. Bun, și acum punem florul roz și ne facem așa o idee cum ar arăta. Hai, că e ok, ne descurcăm, e safe, încerc și eu să mă grăbesc. Doamne, mă ia cu călduri. Așa, gata, încă două. Și hai să o punem și pe asta albă să fie măcar cum trebuie. Gata, ia. Și ca idee, normal, ar trebui să fie în stilul ăsta podeaua. Bă, mie mi se pare că ar arăta super mișto dacă o facem așa. Dar... ar fi un chin pentru mine să fac așa ceva. Așa că, fiți atenți și o să facem. Mergem frumos la mall. Mergem la mall, chat. Există un mall aici. Vedem în orașul nostru. Să vedem ce produse putem lua pentru cafeneaua noastră. Bun, și am ajuns aici la mall. Bam, bam, ne facem planurile. Ia uite ce mult dotat avem. So, aici deja am luat destul de multe lucruri. Hai să vedem dacă mai putem lua chestii. 68 de bănuți. Aha, chat, fiți atenți. Ok, vă las pe voi să alegeți. Adică persoanele de pe live-ul de pe TikTok, pentru că acum suntem live împreună cu abonații. Așa că persoanele de pe live-ul de pe TikTok o să aleagă acum ce produse să luăm. Deci putem să luăm o dată înghețată de ciocolată, putem să ne luăm o prăjitură de ciocolată, putem să ne luăm o mașinărie de făcut gogoși sau putem să ne luăm chestia asta adorabilă, o cafeluță cu cățeluși. Deci ce vreți, chat? Vă las pe voi să decideți ce vreți să cumpărăm. Gogoșică, înghețată, prăjitură sau cafeluța de cățeluș. Cafeluța? Vezi cafeluța cu cățeluș? Vai, ce mă bucur că ați decis chestia asta pentru că și eu voiam la fel. Mi se pare prea adorabilă. Mergem înapoi la cafeneaua noastră să ne punem ceșcuțele. Oh my god, deci mi se pare atât de adorabil. Ok, so am ajuns înapoi la cafeneaua noastră și trebuie să ne punem la bucătărie, pentru că la bucătărie fac treaba oamenii noștri. Ia să vedem, avem spațiu pentru desfășurarea cafeluțelor? Nu avem, deci trebuie să adăugăm. Trebuie să mutăm copăceii de acolo, așa. Ok, nu este nicio problemă, mutăm copăcelul ăsta și îl punem gen aici la plante. Și în locul copăcelului ăla, punem copăcelul ăsta aici, pentru că era un decor destul de adorabil. Și abia acum o să ne punem astea. Așa!
Doamne, stăteam și le căutam continuu. Ia uite, ia uite, doamne, ce adorabile sunt! De fapt, noi nu facem cafeluții cu ea! Voi știți ce facem cu asta? Noi în momentul ăsta? No, e atât de adorabil! Ea de fapt nu face ea nu face de fapt cafeluță. Face budincă! Face budincă cu formă de cățeluș. Oh my god, mi se pare atât de sweet. Prea sweet. Vă dați seama? Să mâncați budincă de asta super adorabilă în viața reală. Vă jur că, doamne, turbez. Vreau să o văd, vreau să o văd. Iuti! Chat! Oh my god, oh my god, ce drăguț ai. Oh my god. Și asta e budincuță și așa pictată și cu... Doamne, eu sunt copil de 19 ani. Ia, cine dorește budincuța asta? Dorește cineva budincuța? Budincuță? Nu, păstrez eu budincuța pentru mine. Mi se pare prea adorabilă. Oh god. Păi și nimeni nu cumpără budinca? Bro, am dat 100 și ceva de mii de... 106 de mii de bănuți pentru ca să iau budinca asta pictată manual și oamenii nu vor deloc să-mi fac comandă la budinca nouă. Mă, trebuie să facem reducere, dar nu ne lasă jocul. Sunt extrem de dezamăgită, chat. Sunt extrem de dezamăgită. Da, cam asta e de fapt ideea jocului. Să-ți creezi cafeneaua ta, poți să-i faci designul cum dorești tu și momentan nu știu dacă putem intra în cafeneaua altora. Știu că puteai, dar că nu mai ții minte foarte bine. Și ca idee, tu trebuie pur și simplu să-ți creezi cafeneaua ta de vis, de la Hello Kitty, ediția Hello Kitty. Și să faci foarte multe clienți și cu ajutorul clienților tăi faci tot felul de bănuți și cu bănuții respectiv investești pentru... Cine știe, Dita mai cafeneaua. Aparent noi avem și etajul 1, doar că încă nu este făcut. Avem nevoie de niște bani și acum trebuie să farmăm iarăși banii dacă vrem să facem o continuare. Dar am vrut pur și simplu să vă prezint jocul pentru că jocul ăsta mi se părea prea distractiv în momentul în care eram numai player și nu făceam content cu Roblox pe YouTube. Și în cazul în care sunt domnișoare sau băieți care apreciază chestiile adorabile și în stil Hello Kitty, ăsta este jocul perfect pentru voi.